Horațiu Goron a făcut anunțul în premieră în cadrul emisiunii Agenda Locală de la Gorj TV. Am o veste, deocamdată e așa, o pot spune în premieră la dumneavoastră, o să ne onorăm promisiunea care am făcut-o lui Leonardo Roftei, da? Președinte Federației Române de Box, și o să încercăm achiziționarea unui ring anul acesta, pentru că e cunoscut faptul că ringul nostru care îl avem are și el o vârstă și e nevoie de încă unul pentru pregătirea acestor sportivi. Horațiu Gorun spune că boxul gorjean are o tradiție la concursurile naționale, iar sportivii merită cele mai bune condiții. Venim în felul acesta și în susținerea, dacă vreți, acel parteneriat încheiat între gentleman agreement, de fapt, între mine din partea direcției Mihai Prunariu la vremea respectivă, din partea clubului Pandurii, domnul primar Florin Căciumaru și Leonardo Roftei, să susținem boxul. Iată, domnul primar și-a ținut cuvântul, sala este deja funcțională, iar noi am reușit să aducem acest ring în Gorj.